Trăiți, bună ziua! Ce mai facem? Muncesc ca să... Poftim? Eram într-o ședință cu reprezentanții de la banca, de la Asociația Băncilor. Pentru că vrem să semnăm un contract să ne furnizeze informația. Da. Nu am vorbim, dar eu am nevoie de administrare fiscală, am nevoie de regulă, dar am nevoie ca lucrurile să fie făcute inteligent, nu cu băta. Adică experiența asta cu Dragcel Maier, eu am să fie mai atent, dar să fie așa de atent încât să ajung când să ajung. Deci am dat fără de fapt. Am înțeles. Eu nu că ai înțeles. Dar tu și numai de cât trebuie să le pui amendă asta? De 500.000 de lei și așa. De 500.000 de lei? Da. Nu te-am spus că depășești acest, este din cui de la telegi. Nu înțeleg că tu ești principal, dar tu te mai tot dat. Sunt lucruri... Bun, am înțeles, șeful. Eu am făcut cum am înțeles, dacă ai făcut ședință. Dar eu am vorbit atunci, după ședința care a fost la dumneavoastră. Eu am vorbit cu Andrian și cu băieții, cu Dragcel Maier. În birou la Andrian, și era și Maxim. Și noi am stabilit că excludem medicina de la ajutorul material și rămâne cu activul de capital. Și au fost astăzi la mine Dragcel Maier. Am discutat cu ei, în principiu nu, au fost astăzi la orele 9. Și în principiu nu au obiecții în continuare. Ei nu au obiecții, am vorbit și eu cu dânsul. S-o expus negativ iară? Nu negativ, că vezi că problema asta s-a ridicat la așa un nivel încât de la MCM, prima zonă, la ambasadă și... Bun, ce, păi eu îi invit odată pe ei. Nu ne-a invitat pe cineva și de deschidu ori. Deci e ca actul și ala pune o amendă de 20.000 de lei pe acolo. Am înțeles, bine. Și de înapă la tot. Bine. La timpul este economic mari, investitorii mari și mai departe, mai prudent. Am înțeles. Mai prudent, dacă trebuie de pisem de la caz la caz, dar înainte de a face de recesul de asta, ești bagă pată pe ăștia care fură. Și cu exportul de miere, exportul de nuci, mai atent un pic. Am înțeles. E vorbăra e mare. Asta e treacă nu în tine, treacă în minim. Știți că e alucinat, chelat dacă ne chinu, de chestii și atât noi din poziție. Bine, eu să vorbesc cu Tudor și o să găsim o soluție. Fii mai bine. Echilibrațele, în așa măsură, încât oamenii poate să exporte masa, pentru că auto să iasă și o să spună că auto exportat din cauza noastră și atâta nimeni trebuie. Bine, șef. Eu o să găsesc cu el o soluție de mine. Dă-le drumul să iasă. Da. Vedeți mai departe. Nu ține masa, nu. Asta nu-i corect. Bine, am înțeles. Și pe aici, ca așa, cum